Roni, te salut. Dezamăgiți, sunt sigur, pentru că ați avut reacție după pauză, o primă repriză mai slabă a voastră, dar ați avut reacție după pauză și v-am auzit supărați pe modul în care s-a dictat 11 metri împotriva voastră pe finalul partidei. Bună seara, da. A fost o repriză foarte modestă din partea noastră, însă în a doua repriză am schimbat totul, am schimbat mentalitatea, Mister ne-a certat la pauză și cred că asta s-a văzut în jocul nostru, însă în seara aceasta ne-a fost furat un punct, pentru că așa penalti este imposibil să dai. Am văzut pe reluări, era la 2 metri de jucătorul nostru și a dat cu piciorul în pământ și a căzut. Este imposibil. Noi în prima repriză am avut același lucru, am scăpat pe contraatac, ne-a oprit, la ei n-a oprit, a continuat jocul și să dai așa penalti inadmisibil la nivelul ăsta. Ok, e frustrant, nu? Normal, pentru că am întors jocul, pot să zic că i-am dominat în repriza a doua, am avut, pot să zic, două, trei ocazii destul de mari în a doua, ei nu prea și-au mai creat, însă când pierzi în minutul 90 cu așa penalti, n-ai ce să mai zici. Ți se pare că și până în acest moment al penaltiului ați fost dezavantajat în anumite momente de către Sebastian Colțescu? Da, eu consider că na, dacă trebuia să câștige FCSB-ul de la început, puteau să ne spună, nu trebuia să dea faulturi numai în favoarea lor, dar asta e, ce să mai facem acum? Mergem mai departe. Eu sunt foarte bucuros că am întors jocul la pauză, că am avut atitudine și începem să construim ceva la media și se vede pe teren. Asta vreau să te mai întreb. Veneați după două victorii, echipa pe un drum bun. Astfel de momente te destabilizează sau îți dau și mai multă încredere pentru că, din punct de vedere al jocului, v-ați dat seama și repet, mai ales în repriza a doua, că aveți un potențial care să vă permită să vă gândiți la lucruri frumoase în continuare. Nu ne destabilizează, pentru că avem jucători cu caracter, avem jucători care au jucat la un nivel bun, suntem un grup unit, îl avem pe Mister în spate care știe să obțină tot ce e mai bun de la noi. Suntem încrezători pe viitor, normal. Mulțumesc mult, mult Mersi, o succes în seară bună! continuare.